Salut, Pera sunt. Sper că se aude bine și nu bate vântul foarte tare să îți zgârie urechile. Am să fac un video ca și completare la articolul de astăzi și la materialul MP3, exercițiul pe care l-am pregătit. Și în descriere ai detaliile, dar vreau să-ți spun câteva cuvinte despre ce am să-ți ofer astăzi și de ce cred că este extrem de important dacă simți și crezi că ești pregătit sau pregătită. Mi-am dat seama în anul ce a trecut, am avut un fel de șoc. Mi-am dat seama că unul din motivele pentru care am construit Personalitatea Alpha, practic un blog început în 2005, care s-a născut așa ca o dorință mea mare de a transmite un mesaj oamenilor despre vocație, despre putere personală, despre încredere în sine, inteligență emoțională și multe, multe altele. Chestia asta a devenit un business, se întâmplă de 13 ani și practic sunt o groază de materiale, de articole scrise, de cursuri online, audio, colaborări, tot ce vrei tu. Da? Nu știu de cât timp mă citești sau mă urmărești, dar povestea asta cu Alpha e de 13 ani și continuă. Și anul trecut am avut un moment în care a trebuit să îmi dau seama cine e nevoie să devină Personalitatea Alpha și Pera Novakovic. Așa că am intrat într-un proces destul de profund și una din marile realizări ale mele a fost că am construit entitatea asta, Personalitatea Alpha, da? Ca o ființă, ca o entitate. Am construit-o pentru că a lipsit tatăl în viața mea. Tatăl meu a fost alcoolic, poate știi dacă mă citești de mai mult timp poveștile. A fost alcoolic 30 de ani, până când a și murit. Și de pe la 7-8 ani, să spun așa, practic n-am mai avut o copilărie, cum să-i spunem, sănătoasă, normală, nu știu cum se numește copilăria aia, pe care n-am apucat să o am, pentru că cel care trebuia să mă protejeze, tatăl, nu? Cel care trebuia să-mi fie mentor, profesor, sprijin, să-mi ofere și afecțiune și să-mi dea curaj și încredere și toate astea, să mă și ghideze cu primii pași prin viață, spre o maturizare a mea ca și copil, acest tatăl n-a existat, da? Pentru că și tatăl meu a fost și el un copil rănit, la rândul lui, da? Și chestia asta se perpetuează din generație în generație. Și Pera cel mic, de la 7-8-9 ani, a trebuit să supraviețuiască, în primul rând, și apoi să învețe să lupte, să fie un războinic. Tot așa, pentru a supraviețui și pentru a putea răzbi, nu? Când totul este împotriva ta, te ridici și lupți cu orice resurse mai ai la dispoziție. Și în momentul în care am ajuns în 2005, de la 25 de ani, am construit această entitate, Personalitatea Alpha. De fapt, am construit energia masculină, sau am încercat să construiesc energia masculină matură, pe care n-am avut-o niciodată și n-am avut niciun model masculin complet, integral, sănătos. Da? Și cred că foarte mulți dintre noi n-avem. Și dacă mă citești și mă urmărești, bănuiesc sau intuiesc că cel puțin o parte din ce te atrage la mesajele mele este această parte de războinic, dacă vrei, alfa, da? Liderul, dar în primul rând un lider care își poate controla și stăpâni propria lume interioară. Da? Încrederea în sine, emoțiile, gândurile, procesele interioare și, da? Ei, această entitate, practic, a venit să ne ajute pe noi toți cei puțin așa mai abandonați și lipsiți de energie, această energie masculină, matură în viața noastră, ea a venit să ne sprijine, da? Să ne apere, să ne protejeze, să ne ofere mie, sigur asta a venit să-mi ofere, da? Respect, reputație, bani, o groază de lucruri care lipseau copilului atunci, nu? Când protectorul, tatăl devine agresorul, inamicul, stai să te gândești, ok, cui rămân eu sau cum, pe mine cine mă apără. Copilul Pera de la 7-8-9 ani n-a mai putut să doarmă liniștit nici măcar o singură noapte până la 30 și ceva de ani. Deși viața mea era foarte faină în toate aspectele ei și acum este din ce în ce mai faină, totuși copilul interior era cu pumnii încordați și aștepta să vină tata la ușă, să spargă ușa, dar să facă scandal. Și
chestia asta a născut o energie foarte puternică și mare de războinic în viața mea. Și n-am realizat că de la 7 la 37 de ani nu m-am relaxat niciodată cu adevărat, nu m-am odihnit cu adevărat, adică profund. Și mi-am dat seama, și vei vedea în articol și în materialul MP3, cum mi-am dat seama când pentru prima oară m-am relaxat pentru câteva clipe cu adevărat. Mi-a rămas pentru totdeauna întipărită emoția respectivă și starea respectivă, pentru că n-am crezut că există așa ceva. N-am crezut că există așa o relaxare și așa un moment în care războinicul poate să se odihnească, știind că este altcineva care veghează, care stă de planton. E foarte interesant să-ți dai seama și să poți să treci chestia asta. Și mi-aș dori să-ți ofer și eu acest dar pe care l-am primit și eu la rândul meu de la altă ființă umană. Aș vrea să-ți ofer acest dar un pic de a simți că și războinicul care evident te-a adus până astăzi în viață unde te-a adus, războinicul nu mai trebuie să-ți faci griji pentru el, el este foarte antrenat, doar că și războinicul are nevoie să-și mai vindece rănile și războinicul are nevoie să se mai odihnească, să se relaxeze, da, să-și recupereze forțele, pentru că bătăliile sunt tot mai mari, tot mai lungi, de-abia începe distracția. Da? Deci avem nevoie de un războinic puternic, numai că războinicul care am fost și noi toți am fost până perioada asta, nu știu că se poate odihni, nu știu că poate la o pauză, el este foarte loial, el va muri pe câmpul de bătălie și se va duce la luptă de câte ori îl trimitem noi. Și noi suntem în priză în continuu. Suntem în tensiune permanentă, suntem încleștați, încordați, în gardă. Ne luptăm dimineața, seara și noaptea în visurile noastre, permanent ne luptăm pe toate terenurile de bătălie, interne și externe. Așa că dacă ți-am trezit un pic interesul și vrei să știi ce se va întâmpla în continuare cu personalitatea alfa și ce devine, cum se întregește, cum se maturizează această entitate, da? care a fost construită să ne înlocuiască sau să ne îmbogățească viața cu ceea ce tații noștri nu au putut, n-au știut, n-au avut cum să ne ofere. Te invit să citești articolul, ai o descriere și ai și un exercițiu MP3 foarte, foarte util. Repet, dacă simți și crezi că războinicul din tine sau războinica Amazona are nevoie să se poate abandona pentru câteva minute într-o stare faină, faină de odihnă și relaxare, care să fie un început pentru maturizarea acestui războinic interior și pentru pregătirea lui pentru bătăliile mari care de-abia acum urmează. Ok? Mersi mult! Ciao!